Lungșoara, județul Arad, mai precis că tu nu-i nășești. Iaca stăm de vorbă cu domnul Roman, Gavrilă, zis Romanița. Romanița, spune-ne, te rog frumos, ce proiect a dus la capăt amul în vara asta? Am făcut aducțiune de apă de 1600 de metri, cu bazin, cu tăt. Dar ce s-a întâmplat? Cum ați ajuns de o trebuie să faceți lucrarea asta? În mai am ajuns de n-am mai avut apă nici de băut, de cum la animale. Da, bun, până acum, de unde ați luat apă? Am avut un bazin vechi care nu mai o înțărcat, o poseșită. Și ne-am hotărât 6 familii să aducem apa de acolo. Și am început în 13 mai și am gatat în 20 iunie. Acum, eu cred că mai toți cei care se uită și la noi cam știu ce înseamnă să faci o coloană de apă, să tragi apă de la sursă până la cei care o folosesc. Da, o tras de la sursă și ăsta, dar am săpat și pe pădure, și pe ăsta, și pe câmp. Una e să ai utilaje să faci, nu? Să faci șanțul. Și alta e să faci șanțul așa cum ați făcut voi. Am săpat manual 1200 de metri. Ne-a mai ajutat primărița cu buldo la 300 și ceva de metri. Bun, și diferența până la aproape 2 km? Așa am săpat manual. Acum, ar trebui să spunem telespectatorilor că solul e destul de... Nu? Terenul e destul de accidentat. Una e să sapi pământul în zonă de câmpie și am alta e... Și de tăti. Bun, și sursa de apă. Sursa de apă, ai spus cam la aproximativ 2 km, 1800 și ceva, aproape 2 km. Da. E vorba de un izvor acolo, puternic, care să asigure... Asigură la 15 familii, dacă ar fi. Dar nu sunt ce. Și cam câți locuitori are cătunul ăsta? Cam câte familii, așa, ca să vorbim? Păi, familii cu cei ori venit, ori cumpărat casă de vacanță, sunt ce 10 familii. Și din astea 10 familii, toate au contribuit? Da, chiar le mulțumim. Că ne-au ajutat, că i-am avut ăsta. Noroc. Materialele? Materialele le-am cumpărat de la Deva, dar ne-au susținut cu... Am cumpărat pe banii care ne-au dat, am cumpărat materiale. Deci ați adunat bani de la fiecare familie, da, și... Și-a ieșit la 75.400.000 lucrare. Ce importanță are apa pentru locuitorii de aici, pentru o mână de oameni? Ajunge mai mult ca pâinea și mulți ori. Coboram sara, veneam de la casă obosâți, cu nevastă, cu aia mică, plecam după apă, cu bidon de 30 de litri, nevasta cu bidon de 20 și fata cu două bidoane de 6 litri. Le băgam în ghiozdănel și plecam la deal. O urcam de la 400 de metri. Dar apa asta acum de care ați beneficiat, pe perioada cât nu ați avut cât apă la... bazinul pe care l-ați folosit de atâta amar de vreme. Asta de unde ați luat-o? Mai din jos? Mai de la vale? Mai de la vale. Jos, din sat. Ama, hai că pentru oamenii, mă gândesc că a fost, să zicem așa, mai ușor. Dar ce a făcut cu animale? Că la animale trebuie adus apă... La animale, de când am luat tractor, am adus cu tractorul de la 3 km jumate. Am urcat-o până la geal. Bun, pe toată perioada asta a lucrărilor, frământări, planuri, discuții, contradicții,
Ați avut multă bătaie de cap. Multă bătaie, dar au fost ambiții multe și uite, am rezolvat-o. Și în cele din urmă, când țeava a fost adusă până aici, în, după ce ați montat toate... Eu nu știu, eu am... Fittingurile, ce s-a întâmplat? Mai au pușcat, presiunea mare. Presiune mare, pușcat, treburi, și în zoage, azi mai picură un pic. Și mai trebuie intervenit. Mai trebuie ăsta, în rest... Ama, după toată... Să bem sănătoși. După toată frământarea asta, dacă ar fi să adresez un mesaj, ce le-ai spune la cei care... locuiesc la oraș și să duc, fac doi pași și deschid robinetul la chiuvetă. Crezi că ei pot să înțeleagă ce ați făcut voi aici? Cât efort ați depus? E greu. E greu să înțeleagă. E greu să înțeleagă, așa e. Și noi când am început lucrul, am crezut că e ușor. Când am ajuns la 75%, am zis că nu m-aș mai apuca. E totuși o distanță destul de mare și nu-i nici în linie dreaptă, nici în pământ afânat, cât de cât, ca să zici că se piușor, nu? Aici, în paraie, pe dâmburi, păduri. Oare mai crede cineva că în vremurile de astăzi există adunare de case? Nu astea, cătunile. Și să nu aibă minim de confort. Să nu aibă apa cea de toate zile. Oare cineva mai trece până așa? Probabil că cineva mai trece, dar dacă nu se mediatizează, nu se află. Și poate că ar fi bine să știe treaba asta. Păi, cred că s-o știu, dar dacă așteptam până când vineau, era că poate mă durau un an, doi și nu te n-aveam apă. Atunci să înțelegem că cel mai bine omul să se bazeze pe propriile puteri? Păi ce poate. Și după buzunar. Și după buzunar și pe ce poate. Dar totuși a fost o investiție, ați cheltuit niște bani. La câți am fost noi, eu spun, chiar ne mulțumesc la ăștia, cu tăcii când ori să pași, nu au participat la lucrare, dar ne-au ajutat mult cu bani. Păi dacă sunt și oameni... Gine am cumpărat, materiale... Sunt și oameni mai vârstă, sunt oameni cu neputințe... Dar ăștia care sunt cu casă de vacanță, ne-au dat... 13 milioane, 12... Deci toată lumea a înțeles că apa e necesară, că da. Fără apă ce faci? Zeci ne-au dat, care ăsta? Noi, nu, la noi s-au venit mai puțin, dar am muncit mult. A fost greu, așa e? Greu. Nu mai vorbesc de perioada când a început să vină săptămânile acelea cu ploi. Ne-au prins ploaie. Când ploia, nu puteam turna să lucrăm la bazin. Lucram la săpa de șanț sau la încins de furtun sau ăsta. Și atunci ne-au prins ploile, n-am mai putut scoate balastru. Până când am prins o zi, am bagat 6 drumuri cu tractorul, 3 unul, 3 altul. De la Lunșoara de sus. Acum hai să vorbim puțin și despre calea de acces. Că poate că mulți dintre cei care se uită și la... ce discutăm noi. Care de acces până la deasupra de bazin a fost tractor cu remorcă, tractoraș cu față cu remorcă, nu tractor mare. Poate mulți cred că materialele astea au fost foarte ușor de adus. Le-ai pus într-o remorcă, le-ai cumpărat de la Brad sau de la Hălmagiu sau de unde le-ați procurat. De la Deva. Poate mulți cred că le-ai pus în remorcă și ai venit cu ele până la locul faptei. Le-ai descărcat și hai să ne apucăm de lucru, da? Spune-ne puțin și despre drum, despre calea de acces, cam de... Cum să ajunge aici în cătunul ăsta? Greu să ajunge, greu. În special până acolo unde s-au făcut aducțiunea de apă și s-au făcut bazinul. Greu, nu m-a pe uscat. Și cu 4x4. Nu se poate mai. Dacă voi nu v-ați fi organizat puțin și dacă n-ați făcut economie, sigur că bani se câștigă foarte greu în zilele noastre, mai ales aici, pentru că nu sunt locuri de muncă. Hai să ne amintim puțin, că câte locuri de muncă erau aici, câte întreprinderi erau în zonă pe vremuri? Păi, era Ipegu, unde am lucrat, Barza, Ime Barza, uzina de exploatare, era Ifetu. Flotația, pădurea. Da, erau trei. Era centru, funcționa un centru de colectare fructe de pădure, dacă bine mă amintesc. Funcționa, da.
Acum, din toate întreprinderile astea, cam câte au rămas? Niciun. Zero. Și atunci oamenii din ce își câștigă existența? Animale. Creșterea animalelor. Pentru că tot acolo ajungem. Materialele sunt pe bani la urmă urmei. Că manopera, hai să zici că o faci, nu? Manopera, da. Noi materialele... tot. Speranță de mai bine? Să dea Dumnezeu să fie. Drum de acces? Și drum de acces. Avem nevoie ca de aer. Acum, curent avem, că e dus până aici sus. Da. Ajutat Dumnezeu și avem și apă. Exact. Drum dacă ar fi, bine ar fi. Acum, poate și factorul decizional din conducerea locală și nu numai, poate promisiuni, că văzând... Promisiuni avem, nu știu. Văzând imaginile astea, poate să mai sensibilizează și cumva, doară. Bine ar fi. M-aș bucura. Mulțumiri cuiva pe calea asta? Îi mulțumim primării, când ne-au ajutat cu buldo. Escavatorul? Da. Ne-au ajutat două zile, ne-au lăsat la dispoziție. E bine și atât acum. Hai, domnule. Și restul? Mulțumim echipei. Echipei participanților. Care au participat. În special la Cristi. E un copilaj mai tânăr, numai de 18 ani jumătate, care a muncit săracul. Hai să dăm niște nume, că acum nu ne ferim că echipa așa și-a fost Cristi mică. Cristi cu tatăsul, cu Ilie. Hai să dăm nume și prenume. Trăinuț, Ion. Deci Cristi și cu Ilie, nume de familie. Ali Bogat. Ali Bogat. Ion, Ali Boră. Așa. Trăinuț, Ali Patruț. Care? Eu, subsemnatul. O mână. Și care? George, Talpașăr. O mână de oameni care, ia că au pus atâta suflet și au dus și, la... Și Florin. Au dus la capăt un proiect care părea de nerealizat la început și sigur că, ia că până efort ați ajuns la capăt cu ajutorul lui Dumnezeu. Și acum, în cel din urmă, în final, un sfat pentru cei care nu dau mare importanță apei. Sau nu realizează cât de mult ajunge apă în gospodăria unui om acolo la îndemână ca să... Cine nu are să-și facă în gemână, să-și aducă apă. Și cine are? Și cine are să câștige. Și să se mulțumească cu ce are și să mulțumească Domnului. Exact. Mulțumesc frumos de vorbile frumoase. Mulțumesc la fel. Să beți apă sănătoși, apă de la fântâna rece. Să ne ajute Dumnezeu să bea toți care au participat. Dar nu numai ei, și noi ceilalți care venim în vizită, să bem apă de izvor adusă de la 1800 de metri, apă rece, de la fântâna care așa o și cheamă, de la fântâna rece. Vă felicităm și vă dorim multă sănătate. Mulțumesc. Doamne ajută!